Cum e să fii erou dacilor? Bine, îmi place să fiu erou. Adică să aduc victoria, să câștigăm meciul, e cel mai important. Povestește-ne un pic faza golului din ultimele secunde. Ultimele secunde? Am sperat că dăm gol, de-aia am și izbiera la băieți, la colegi, că trebuie să forțăm și chiar am simțit că dacă forțăm un pic, ne este. A fost și un pic de noroc, ce-i drept, dar norocul ține de partea celor care joacă și speră până la capăt. Meciul a plăcut, meciul a fost pe muchii de cuții până în final. Chiar a fost intens. Ne așteptam să fie meci greu pentru că ei sunt mai jos decât noi și cel mai important că toți care joacă cu noi au o ambiție extra, adică o ambiție în plus să ne bată. Cum e să fii coleg cu frații Herea? Bine, am mai jucat cu, cel puțin cu Herea cel mare, am mai jucat la FC Național, așa că e o plăcere. Chiar e un jucător talentat, chiar e un număr 10, ceea ce România are foarte, foarte puțin. Mulțumim frumos, succes în continuare! Plăcere.